Mihai Bărbulescu, președintele sindicatului Cartel Alfa, filiala din Mehedinți, a transmis o solicitare către toate autoritățile abilitate implicate în lupta cu COVID-19, prin care le cere acestora informațiile despre stadiul situației epidemiologice din județul nostru. Informații privind starea de sănătate a locuitorilor județului Mehedinți, numărul de paturi pentru confirmații COVID, numărul persoanelor confirmate cu SARS-CoV-2, dar și care sunt măsurile ce trebuie luate de către autoritățile pentru a veni în sprijinul personalului medical și nemedical care este angrenat în lupta cu virusul SARS-CoV-2, sunt principalele doleanțe ale președintelui sindicatului Cartel Alfa, filiala din Mehedinți, Mihai Bărbulescu. Zilei de astăzi, Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, filiala Mehedinți, a înaintat către Consiliul Județean Mehedinți, către instituția prefectului județului Mehedinți, Direcția de Sănătate Publică a județului, o solicitare pentru a avea o imagine asupra stării de sănătate a locuitorilor județului Mehedinți, cât și a presiunii asupra aparatului sau personalului medical și nemedical care este angrenat în lupta cu acest virus. În calitate de parte semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel sectorial bugetar sănătate pentru anii 2019-2021, le solicităm instituțiilor respective să ne comunice date relevante cu privire la această situație prin care populația trece, astfel încât în procesul de dialog social și pentru o informare corectă a membrilor noștri de sindicat să avem date oficiale cu privire la punctele pe care noi considerăm că ne sunt necesare. Ce anume, la câte paturi avem destinate în sistemul spitalicesc județean pentru infectații, pentru persoanele infectate cu SARS-CoV-2, care este numărul actual al acestor persoane internate, care este numărul paturilor disponibile în ATI pentru persoanele infectate cu acest virus, care este numărul acestora internați la data la care facem referință, de asemenea, care este și numărul persoanelor decedate în județul Mehedinți de la începutul acestei pandemii și până în prezent, decese survenite în urma infectării cu acest temut virus. Salutăm implicarea conducerii sindicatului Cartel Alfa, filiala din Mehedinți, în rezolvarea problemelor atât de grave din domeniul sănătății în județul Mehedinți. Colaborarea societății civile cu instituțiile statului, informarea corectă a populației de către reprezentanții guvernamentali în teritoriu pot veni cu siguranță în sprijinul cetățenilor și pot contribui la câștigarea războiului cu acest virus criminal.